Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat și se siliau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie grăiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre tine, Doamne, am nădăjduit, tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clintit picioarele mele împotriva mea s-a semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce-mi răsplătesc rele pentru bine, mă defăimau cu urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.